ce cel neprihănit. Și nimeni nu-i pasă, sunt tot mai rari ce credincioși, căci ei s-au dus acasă. Foarte greu să mai găsești, e blavie curată, prin casele de rugăciuni, așa ca altădată. Domnul va veni și va răpi numai pe acei neprihăniți. Domnul va veni și va răpi numai pe acei neprihăniți. Acei neprihăniți se duc și noi dăm uitării, și peste lume s-a lăsat amurgul înserării. Atâția oameni prefăcuți și plini de lingușire, în psalmul 12 scris, ia loc împotrivire. Domnul va veni și va răpi numai pe acei neprihăniți. Sunt tot mai rar cei credincioși și oamenii de bine, căci păcătoșii se-i înmulțesc, sfârșitul lumii vine. De șapte ori încerca cuvântul din vecie, pe care Domnul ni l-a dat ca stâlp și temelie. Toții deșteptare, frați, nu mai așteptați să ne prindă zorii adormiți. Domnul va veni și va răpi numai pe acei neprihăniți.
la Domnul ca să vină, să mai ridice oameni sfinți în matria lui grădină. Deșteptare, frați, nu mai așteptați să ne prindă zorii adormiți. Domnul va veni și va răpi numai pe acei neprihăniți. Grijorat strigă către Domnul, pe povară apăsat strigă către Domnul, strigă către Domnul orice ce te apasă, strigă către Domnul că cel nu te... Fraților, haideți! Strigă către Domnul orice ce te apasă, strigă către Domnul că cel nu te lasă. Dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul. O lumină pe pământ, strigă către Domnul. Strigă către Domnul că cel nu te lasă. Strigă către Domnul orice ce te apasă. Strigă către Domnul că cel nu te lasă. Pentru cauza vieții noi strigă către Domnul, pentru ziua de apoi strigă către Domnul. Strigă către Domnul orice ce te apasă, strigă către Domnul că cel nu te lasă. Bye.